Bună ziua și bine ați venit la Centrul Cultural Pitești, la a doua emisiune a proiectului Viața merge înainte. Avem un invitat care a venit cu soarele. Știm foarte bine că ieri a plouat în Pitești. Este adevărat, bate vântul, dar vântul acesta va aduce primăvara, mai repede decât credem noi. Tema emisiunii de astăzi este plină de viață și se numește Hai Hui prin țara mea. Hai Hui pentru că suntem copii singuri sau împreună, suntem copii mai mici sau mai mari. Invitatul de astăzi se numește Gheorghe Vasile, dar este cunoscut ca și Gigi Vasile. Pasul către portalul descoperirii locurilor extrem de atrăgătoare din România, imortalizate prin fotografii ce par reale, face parte din Oceanul Iubirii. Chiar dacă afară este frig, imaginile imortalizate de către invitatul Gigi Vasile, care este născut în Galeș, județul Argeș, sunt deosebite, ne încălzesc și ne destind. Încă poate vântul rece de februarie, dar ierburile și copacii din imaginile lui Gigi Vasile transmit candoarea sufletului naturii și a interiorului său ca om. Îl veți cunoaște și îmi veți da dreptate. Când îl ai în suflet pe Dumnezeu, vezi același creator în toate ființele pe care le întâlnești și în toate elementele naturale și te oprești ca să privești. Dar, mai mult decât atât, îți dorești să primești și să dăruiești ceva ce natura va schimba mâine, va schimba peste câțiva ani, oricând. Veniți și iarna către noi, dragi spectatori și telespectatori, aici sunt incluse toate anotimpurile. Culorile și ipostazele cuprinse pe hârtia fotografică îți transmit eliberare, cel puțin mie asta mi-au transmis când am văzut o parte din ele săptămâna trecută la Curtea de Argeș, acolo unde locuiește Gigi Vasile. Simți că te vindeci de orice întristare, este momentul să ne simțim liberi și să redevenim veseli așa cum ne-a creat Dumnezeu și te vindeci și îți dorești să hoinărești alături de un asemenea artist care nu este un artist profesionist. Vom afla în curând. Gigi Vasile este pasionat din copilărie de arta fotografică și vine către noi cu un album fantastic de fotografii cu licoare românească. Trăiește clipa Hai Hui și vei reveni printre oamenii dăruiți cu talent, așa cum este acest om de valoare, Gigi Vasile. Am reținut că te-ai născut în 12-a 12-a 1950. Cu microfon. În concluzie am 17 ani. La mulți ani! La mulți ani în oglindă, mai aproape, cu microfonul, mulțumim. 17 ani. Nici nu-ți dăm 17 ani, dragul nostru Gigi. Pe scurt, din ceea ce am reținut, pasiunea pentru fotografie o ai din copilărie, te-a însoțit toată viața, ți-ai cumpărat sau ți-a fost cumpărat un simplu aparat și apoi ai pornit în căutare de lumină, iubire, viață. Din 2005 ai plecat pe un șantier de instalații, da? Și ai lucrat la societăți de construcții din toată țara și apoi te-ai pensionat. Ai avut de curând, anul trecut, pe 29 septembrie, expoziție la Curtea de Argeș, Hai Hui prin natură. Deci tot expoziție de fotografie la muzeu din Curtea de Argeș, care s-a bucurat de atenția publicului. Știu că sunteți dintr-o familie de 5 copii, greșesc? Suntem 6. 6? Da, 3 băieți, 3 fete. Eu sunt cu fotografia, fratele, el mic, e cu sculptura.
cred că a fost și el pe aici. A fost în emisiune acum vreo 2 ani cu copiii de la Galeș, cei cărora le construiește țiterele, deci pentru că are și echipă de cântăreți la instrumentul ăsta, da, pe care doar la Galeș îl aveți. Da? Toți sunteți artiști în familie. De pescuit, pescuiți? Pentru că acolo aveți un râu. Cel mai mare hobby asta, fotografia. Fotografia. E mai ceva decât pescuitul. Mai ceva. De fapt, tu ești mecanic la... Da, la bază. La bază. Lăcătuș mecanic. După ce am făcut prima poză de buletin, am cunoscut un fotograf bătrân și zice, mă, văd că ți-ar place. Nu vrei? Și zic, nu știu ce să iau, nu știu cum să iau și... Am luat un aparat banal de 7 lei, cum era pe timpul ăla, un aparat cu film 6x9, când erau copiate, era poza 6x9, deci doar făcea copierea simplă și după aceea am plecat la cod, la școală profesională, acolo am schimbat 2 sau 3 aparate în perioada cât am fost în școală. După ce am terminat, am devenit fotograf de întreprindere. Deci lucram și lăcătuș mecanic și printre făceam și poze. Adică poză de produs și tot ce mai era nevoie în cadrul întreprinderii Coloron Cotlea. Acolo am avut ocazia, tot așa, un fotograf bătrân la care lucram și el zice, măi copile, dar de ce nu vrei să ți le prelucrezi tu? Am luat un prim aparat de mărit peisaj și am început. Substanțe se găseau pe timpul ăla și am început încet, încet. În 69 am făcut prima poză color și de atunci a tot urmat. Deci ai fost și autodidact? Da, păi fără... În tot cazul nu se învață decât prin cheltuială proprie, nu se face nimic, nu spune nimeni. Am plecat de la Cotle, am venit la Curtea de Argeș, la Electro Argeș, și am mai făcut poză de produs. În 76 am făcut Școala Populară de Artă, l-am avut pe Dumitru Codăuș, profesor, și Rodica Pop era critic la Buftea și venea la Pitești și ne preda. Veneam de 3 ori pe săptămână la Pitești, aveam o zi laborator, o zi teren și ultima erau concluziile și mergeam pe teren, făceam poze, eseu, portret, instantaneu de stradă, peisaj și la un moment dat, când veneam vinerea cu pozele făcute un A4, deci 18-24, s-apuca. Avea 2 eluri. Punea elurile astea, zice, mie atât trebuia să-mi faci. Deci din poza asta, din punct de vedere al compoziției, tot atât se încadrează. Și am terminat Școala Populară de Artă și după aceea am mai schimbat aparate foto, am făcut și poze la diverse ocazii în Curtea de Argeș. Înainte de 89 am predat vreo 3 ani de zile la Casa de Cultură Fotografie. Am avut câțiva copii buni și maturi. A fost o experiență destul de bună. Ești un bun pedagog. Ești un bun pedagog și ai un suflet deschis. Ai un suflet frumos. Cred că de asta... Am încercat cât am putut să-i ajut să vadă. Problema este, și am o dezamăgire, foarte mulți pozează, dar nu, cum să zic, nu pozează cu sufletul. Mai mult poză comercială, nici de cum... Deci nu surprinde emoția, nu, da? Nu. Da, da, da. Asta a fost o dezamăgire a mea. Bine că la un moment dat nu poți trăi numai din, cum să zic, numai să creezi o poză și atâta... Trebuie să și materialele sunt destul de piperate.
Deci ca și în poezie, arta fotografică înseamnă suflet. Dacă nu ai suflet și nu pui suflet, degeaba. După aceea am plecat pe șantier. Pe șantier am avut două DSRL-uri. Am avut o surpriză undeva la Turda. Mi-am găsit dimineața scris pe mașină, zice, dacă nu îți pui protecție de rezervă la mașină, nu mai găsești nicio sculă. Aveam scule care trebuiau mie pe șantier, erau peste 60 de milioane, plus aparatele, și mașina era parcată sub trei camere de supraveghere. După aceea am lăsat aparatele acasă, am luat aparatul ăsta mic, compact, și permanent acum am telefonul, care n-am mai luat aparatul la mine. Și unde am surprins, unde am găsit, unde am văzut ceva interesant, poze, cred că am peste 15.000 de imagini, dar nu le-am pus în valoare, încă n-am avut timp. Acum am zis la bătrânețe să mă ocup un pic de ele. Ce imagini deosebite? De... pe unde am fost? De exemplu, aici unde ai fost? Ce avem aici în imagine? Aici este la Poborul, județul Olt. Am avut o lucrare acolo, rezervor de apă din ăsta, cum este cilindric, din tablă galvanizată. Și după rezervor de acolo de sus, erau vacile, erau un iaz și stăteau mergeau la păscut și treceau în baltă. Poza asta, de exemplu, eram la Galeș, în grădină la mine, și vecinii au dat foc la niște ramuri, așa. Și când m-am întors, am văzut, am avut telefon, am făcut câteva poze și rezultatul... Deci o întreagă poezie este în fiecare, în fiecare mișcare, înainte de a ieși la pensie. Am avut ultima lucrare la Piatra Arsă, un rezervor de 600 de metri cubi. Aici e peisajul în fața de la cabana de Piatra Arsă. Nu le am pe toate pozele, că am o mulțime și acolo făcute. Sunt fotografii de altitudine. Da. Deci ai surprins toată... Aici e după baraj. Negoiu e undeva aici. Ce frumos! Ai impresia că este o pictură. Deci toată frumusețea asta există în sufletul omenesc. Cine simte și cine reușește să împărtășească întocmai sau mai mult decât atât, cu siguranță l-are pe Dumnezeu mobilizat 100%. Aici este pe barajul de la, din Curtea de Argeș, lângă Lidl acolo. Tot așa... Sunt imagini surprinse toamna. Cum să schimbă un pic vremea, cum asta tot. Iată lumina, e puțin mai prelucrată. Lumina din ceruri, așa cum spunem noi, care difuzează spre pământ și mai jos decât atât, la rădăcinile copacilor. Sunt foarte multe și de asta vreau aici să ne... povestește inima aici. Unei flori. Aici te-ai apropiat și de pistil și de corola florilor. Extraordinar. Extraordinar de... Deci ce efecte... Aici este la Sibiu, comuna Vulpăr, o comună cu mulți sași, mulți au plecat în Germania. Și un sat e numai de țigani. Acolo nu puteau, țiganii nu puteau să intre în comunitate până nu anunțau la primărie că vor să treacă. Știu că am fost în Sibiu, la Sălișta Sibiului. Aici este în drumul spre Agnita. Am fost la Sălișta Sibiului și am văzut că este înrudit cu Galeșul. Păi nu e la Rășinat. Pentru că voi, cealaltă. Nu, mi-am amintit că voi, cei din Galeș, voi... familia voastră, da? Proveniți din Ardeal. Da. Și așa tata mi-a spus ceva, dar... Păi, e un Galeș
la Sibiu și unul în Dobrogea. De asta vorbiți voi așa galeș, lent, toți sunteți așa calmi. Iată, aici se îngemânează toamna, verdele mai sus de mine verii. Puțin. Da? Deci acolo... Aici o baltă. Anul trecut m-am dus și m-am plimbat și a ieșit. Invers? Nu, așa e. Așa e. Extraordinar, deosebit. Aici, nu știu dacă ați fost la mănăstire la Robaia, în spate, sunt râpile Robăiei. Pe vreo 10 km. Am citit despre ele, dar nu le-am văzut. La mănăstire am fost. Dacă se ajunge la Robaia, e la primul pod, pe valea aia în sus, sunt râpile. Aici au... Dar râpile astea au consistență muntoasă totuși, sunt cale noastre de la Curtea de Argeș cu structură de nisip și argilă. Văd mai mult rocă. Aici, poate ați fost la biserica de piatră, dar nu le-ați văzut. De unde biserica? La corbi. La corbi. Sunt aproape la fel ca cele din Buceci. Da, aici este... Exact vis-a-vis, pe dealul celălalt, deci biserica de piatră, sus pe deal e... Da, este un fost templu, este foarte vechi, este considerat cel mai vechi din țara noastră. Am fost acolo cu mai multe ocazii, dar împreună cu cineva care știe, care a trăit în acele vremuri, da, și acum le rememorează, dar nu le-am văzut pe astea, adică nu știu din ce unghi. Păi n-aveți cum să le vedeți, că din spatele căminului cultural, dar acum nu se mai prea poate urca din cauza la salcâmi. Am încercat eu asta o toamnă, dar bine că am avut eu niște probleme de sănătate. Înțeles. Și n-am... Pentru că acolo sunt aceste roci sunt tăiate cu laser, da? În vremea aia se cunoștea laserul. Este o istorie necunoscută, dar... Exact ce vedeți la Babe sus, așa sunt acolo. E un conglomerat de... O să mai am câteva, nu le-am făcut pe acolo toate. Acolo era drumul care unea corbii de piatră. Da, aici cu galeșul. Chiar să trecea, erau... Cu Nămăieștiu. Deci înainte, părinții noștri mergeau la Zbogețești, în Ucșoara, și treceau pe sub. Asta rămâne undeva în partea stângă. Apoi cu Nămăieștiu și cu Sarmii Segetuza. Astea erau drumurile vechi, da? Ale strămoșilor. Aici niște... Aici animăluțe. Și am mai avut și un cățel, parcă. Mhm. Aici am fost undeva între Huedin și Oradea, la Valea Drăganului, unde și un baraj seamănă aproape cu al nostru de la Curtea de la Vidraru. Și avem înveliturile astea. Păcat că astea nu se văd, le-am și pe timp de iarnă, că am avut ocazia. Am ochelari, învelitoarea din ce este? Din paie. Din paie n-am văzut până acum. Și foarte greu să vedeau din Și au crescut mușchi drum. Pe paie. Extraordinar. Gigi, trebuie să reînvățăm să construim așa cum construiau ai noștri. Ecologic. Da? Ecologic. Uite aici cu căpițele de fân, care au și ele denumiri diferite, noi așa le ziceam, sau, astea sunt căpițele, nucleile. Aici, tot la corbi. Altă structură privit din alt unghi. Da, se urcă destul de greu acolo. Sunt vreo 300 de metri de jos. Se urcă cam greu. Dar acum, dacă au năpădit salcâmii, mai e greu te strecori. Ce avem în această fotografie? Apa. Apa? Da. Ne vrăjește această apă. Da? Meandrele ei. Dar cum ai surprins-o?
Aici un fotograf care are 96 de ani, la săracul e mai... El trăiește acum? Trăiește, dar nu are ceva probleme de sănătate. Wow. Și datorită lui am făcut eu expoziția. Dragul el a făcut-o la 90 de ani, zic că el să facă o expoziție și eu să nu... Merită să ne arătați aceste... Iată într-o dimineață. Picurii ploii. Da? Știm că dimineața, dacă ne plimbăm prin iarbă, ne energizăm. Ne și eliminăm energiile negative, dar ne și încărcăm. Cât de frumoasă este iarba aproape, cât de frumos este și acest Dumnezeu pe care noi aici încălcăm. Într-o dimineață de la 6 în Maramureș, în drumul dintre Baia Mare și Târgu Lăpuș. Deci ai fost și acolo. Da, am avut lucrare la Berința. De asta am spus noi, hai hui, prin țara mea. Aici... Toate astea vin dintr-o iubire nemaipomenită, în afară de pasiunea de a fotografia. La un moment dat nici nu știu cum le fac, dar când am văzut-o, mi-a plăcut, am pozat-o și am încadrat-o. Deci a rezonat cu sufletul, ca un alo, aici este lumina și iubirea. Și domnul Gigi Vasile a zis, alo, sunt prezent, sunt conștient și sunt prezent. Tot la Valea Drăganului, când am trecut a doua sau a treia oară, că nu le găseam, nu se văd în drum. O întâmplare a fost, nu știu cum am reușit, dar am văzut-o, am trecut a doua oră, am trecut pe lângă ele și abia patra oră am dat. Eu nu le-am văzut pe toate, dar da. Spiritul de copil al fiecăruia dintre noi recunoaște cel puțin o parte din copilărie, din tinerețe sau chiar de acum. Pentru că cine are ochi să vadă, observă tot ceea ce este frumos. Un răvășit. Ce înseamnă răvășitul oilor? Împărțitul oilor toamna, după ce vin de la munte. Pentru cei care nu știu, pentru că acolo în zonă se cresc foarte multe oi. Sunt ale lui Pătrescu. Da? Venea de la muntele. Aici frumoase, mergeam la sediul firmei, la Ile Caragiale, aproape de Ploiești. Mergeam la firmă și... Și ce flori avem aici? Maci. Macii! Am Sunt multe imagini, dar... Care au ajuns să crească și pe munți acum. O toamnă superbă. Nu seamănă, mai găsești dacă o dată la 10 ani, dacă același peisaj. Totul se schimbă. Este ca o iluzie și totuși este. Există. Aici, tot la Vurpăr, între Sibiu și Iagnita, da, era în jur de 8 și ceva dimineața. Și până să ajungem aici, cred că am văzut peste 30 de fazane. Când m-am dat jos de mașină să pozez, n-am mai prins niciun. Dar a apărut curcubeul. Dumnezeu ne-a reamintit că este prezent între copiii săi și el. Legământul se păstrează. Să trecem și să observăm ceea ce este în stânga, în dreapta. Aici, până să ajunge sus la tunel, la, să treacă la Bâlea Lac, acolo permanent să găsesc cai sau măgari. M-am prins în ziua asta, nu mă... Dar ei sunt cai liberi. Sunt ai ciobanilor. A, sunt ai ciobanilor. Dar și-au făcut un obicei să duc exact în stradă, acolo în șosea. A, se compară, văd că e și o mașină, se compară câți cai putere are mașina, câți cai putere am eu, fiecare, eu. Aici o baltă mai sus de mine, de unde stau eu. Oh, zăpada. Ca și peisajele astea de toamnă. Aici, dacă ați mers spre Târgoviște, unde e cetățuia,
Deasupra e mănăstirea. Da, o altă zonă istorică da. Foarte veche și acolo, la Cetățeni, mai este un vechi templu la care încă nu am ajuns, am parcurs doar o parte din el, pentru că grupul nu era compact și entitatea care e triunghiu, nu ne lăsa. E triunghiu Bucegi, Cetățuia, acolo unde e Schitul, și vine la Cordii de Pietră, în zona asta. Acolo sunt scaunele uriașilor în munții, înainte să urcăm pe drumul Golgotei, cum se spune, la mănăstire. Acolo, de asemenea, foarte multe structuri sunt piramide împădurite. Cum să nu fie frumoasă țara în care ne-am născut? Cum să nu fie frumoase anotimpurile? Când ele au fost dăruite de la început pentru a ne înfrumuseța viața. Iar dacă noi primim și ne umplem, avem datoria să dăruim, așa cum face Gigi Vasile. Aici, spre Robaia, undeva acolo, toate zonele sunt frumoase. Încă se păstrează din sălbăticie. Aici o baltă de la o revărsare a Dunării între Brăila și Măcin, pe partea cu Măcinul. Tot așa, într-o dimineață la 6, după ce am trecut cu barca? Cu bacul. Cu bacul. Aceea zonă de la... Da, tot acolo, da. De la Delta. În continuă mișcare și Delta. Nu, s-au format bălți, dar bălții erau mai bine de 1,5 metri. Aici... Unde suntem? La aici, la barajul de la Valea Drăganului. Peste deal. De aici era Rechitele, unde era cascada unde a murit un tânăr, Valul Mirese sau ceva de genul ăsta. Aici n-am ajuns. Mi-aș dori piciorul. În tot cazul, eu am învățat cam târziu, dar... E bine tot timpul să-ți faci timp 5 minute pentru tine. Dacă ajungi undeva și ai o fereastră, să vizitezi cât poți de mult. E simt că nimeni nu-ți face parte dacă nu-ți faci singur. Aici la Poborul. Timp pentru respirație. Timp pentru a dilata viața. Timp pentru a ne bucura. Rostul nostru este a ne bucura și a dărui ceea aici, ce primim. Aici, la Corbii de Piatră, nu știu dacă a fost acolo, Casa Albastră. Și trăia această doamnă. Deci, ce bine că ai imortalizat-o în astfel de fotografii. Am mai multe poze, dar asta mi s-a părut mai... Casa care este lângă muntele, unde se observă... Aici eram la Sighișoara, eram cu băieții care aveam în echipă, am trecut, era într-o fereastră și zic, băieți, uitați-vă bine, când ne întoarcem, nu-i mai găsim. Și într-adevăr, geamul era spart. Deci geamul ochelarilor ai presimțit. E fratele sculptorul și cu Muțica. Da, este Tică, cel cu... Da. Ce bună e mămăliga la tuci, ce bună este mâncarea la tuci, vine vara. Mergem în excursii. Noi plecăm cu rucsacul și cu excursiile și mâncăm acolo pe iarbă, pe pietre, pe... Aici au răsărit frumos și a dat o zăpadă și i-a prins la mine în curte. Floricelele? Da. Frumusețile care apar dispar. Asta e barajul de la Valea Drăganului. E asemănător cu al nostru și tot așa gol. Peste s-au umplut de vile. Peste barajul undeva în zona asta. Deci aici a avut voie să construiască. Da. Dar ce am văzut și m-a impresionat,
pe Valea Drăganu de acolo, la un moment dat, ca și cheile. Valea Strântă era o bucată de teren, cam de vreo 1000 de metri pătrați, în mijloc, așa, umplută cu cabane. Alea când a venit apa... Da. Pentru că au intrat în zona protejată, da? N-au menținut distanțele. Ce avem aici? Corturi? Corturi, dar da, s-au modernizat, le-au făcut acum transparente, să se vadă. Adică din folie? Nu folie, da. La Valea Iașului. Da? Mm-hmm. Mai economic. La Dumbrăvița de Codru. Oh, un român. Dragii era săracul surdomut. Dragii noștri. Care au... Era atât de harnic. Acolo am rămas impresionat, toate casele erau construite în formă de saivan întins, deci avea stânga-dreapta camerele de locuit, în față, în mijloc acolo puteai să întorci o mașină, avea bucătăria, cămara, sculele, în partea stângă avea o grajdă cu vitele, dacă aveau și capre și oi. Și interesant era, toată apa o adunau și aveau rezervoare, bazine de 20 de metri cub de apă și o foloseau vara pentru vite, pentru fiertul la animale, deci erau probleme cu și apă, aduceau cu cisternă apa de băut. Aici vă prezint... La Dumbrăvița de Codru. Deci... Vă prezint un copil care își ridică imunitatea. Da? Oh. Pentru că așa se ridică. Era tot la poborul. Aici au fost fetele, zdengale de la noi. Întâmplarea a fost că eram pe stradă, au urat primarului și se pregăteau fetele de... La sărbătorile de iarnă. Da. Când se rujau. Aici deci ai surprins și din viața, nu numai din natura... natură propriu-zisă, ci din natura umană. Iată exprimări de veselie, de bucurie ale tinerilor. Aici, la avem un și 1 aici iunie. Tinerii, copii, așa cum am fost și noi. Minunate aceste fotografii, câtă viață, câtă iubire este în ei. Cum vin copiii ăștia pe pământ și spun rostul nostru este să ne bucurăm și să fim prieteni și să fim uniți. Ăsta este rostul fiecărui copil al fiecărei țări și rostul nostru ca și copii maturi de pe planetă. Aici de o sărbătoare al alelelor, aici în Pitești. Simfonia alelelor. Da. Să sperăm că va fi Simfonia alelelor de acum încolo. Da? Aici la Curtea de Argeș. O altă sărbătoare. Nu, e într-o curte la... Într-o curte? Frumos amenajată. Mm-hmm. Ce deosebit. Câți aici artiști? Tot la noi. Aici în Pitești. Tot. Aici în centru vechi la Curtea de Argeș. Mm-hmm. E foarte bine că ai imortalizat centru vechi, pentru că nu poți să știi... Acum am în program să fac liber și tot... pictori, sculptori, meseria și artiști ăștia care sunt, să mă duc să-i stau să fac niște poze unde lucrează ei. Îți aici vă bag un otgorn. Îți doresc să ai succes pentru că nu se știe câți meseriași aici vom mai avea în viitor. Centru vechi al orașului București. București. Da. Câți meseriași vom mai avea noi? Să sperăm că se vor înființa din nou școlile aici profesionale. Aici era la poborul acolo, un spectacol de ziua comunei. Fericiți oamenii, copiii care sunt liberi, care inspiră și expiră aici pacea. La Regin. O altă expresie, o altă variantă a omului.
Aici un spălător de vase, mașina de spălat. Deosebită. Aici am recunoaștem, recunoaștem, porumbeii nu mai sunt aceiași, dar ei sunt mereu în centrul orașului, al municipiului, Pitești. Aici la Berința erau foarte mulți aluni și bătrânele venise să adune alune. Deci aveau coșurile astea specifice pentru... Și în fața lor, la 50 de metri, aveam eu o lucrare unde făceam rezervorul de apă. Noi am două văzut... rezervoare de apă. Pentru... Doar la asiatici am văzut astfel de coșuri. E pentru prima dată. În zona la Baia Mare sunt frecvente. Da. Marea majoritate. Culeg porumbul, culeg fructe, deci aceste... mere, pere, mai puțin prunele. Și probabil că mai pun și copiii câteodată în coșuri când ajung acolo. Aici veneam de la Lidl în Curtea de Argeș și când am trecut pe stradă era Traian Duță. Poza. Am făcut, l-am imortalizat pe loc este acolo. Domnul, este domnul despre care ai spus, că are 90 și ceva de ani. Nu, Traian Duță, pictorul. A, pictor. Și da, are fata la muzeu. Ioana, pictorița. Poate că din vedere îl știu. Da, da, da. Vecinica mea cu vecină? Pisuiul meu, da. A venit la pisuiul dumneavoastră. Uite, aici e la Sfântul Gheorghe, nu mai, acum nu mai sunt ioșurile. Am deci avut o lucrare la Saschiz, la 30 de kilometri de Sighișoara și am fost de câteva ori, o singură dată am avut timp de m-am răsfățat un pic în oraș, în Sighișoara. Tot acolo... Un alt oraș vechi care păstrează tot Sighișoara, istoria noastră, așa cum e și Curtea de Argeș, destul de vechi și clădirile încă rezistă. Am un proiect să caut în filmele vechi, da, să găsesc partea veche a orașului când am venit eu în Curtea de Argeș. Da, în 74. Merită. Să văd ce mai găsesc. Filmele le-am, dar să văd cum le pot... asambla. Ar fi extraordinar. Nu, că am cum să le fac, dar... Bine că există oameni, așa cum este Gigi Vasile, da? Care scriu aici, istorie... Sighișoara... Fie prin fotografie, fie prin poveste... Tot către Sighișoara. Urmași. Deci am călătorit, da? Suntem peste tot în Țara Românească. Cum ne simțim veseli, tineri, copilăroși, energici. Aici am... e pasarela de urcă sus la cetate în Sighișoara. Treptele, da, da, scările. Prin tunel. Aici, până să ajungă acolo unde... La un butic, probabil. În aceea zonă. Tot acolo, tot Sighișoara. Se vede stilul construcției. M-am răsfățat o singură dată și am fost 6-7 ore atunci, în perioada când am stat o lună și ceva acolo, dar... Și ți-ai dorit să faci fotografie? Nu, n-am avut efectiv timp. Cum aveau altădată oamenii timp și de serviciu și de pasiunile lor. Așa este. Lucram și sâmbătă, lucram și duminica. De exemplu, la poza asta, abia acum când am greu prelucrat-o, am văzut cheile, până atunci nu le-am văzut. Deci nici când am fost foarte rapid. Nu știu, am avut la dispoziție cam o oră și ceva. Acum este foarte plimba. Greu. Aici, mobilizarea. Pe pervazul unde era mățul aici și dincolo erau ochelarii. Pe măț nu l-au luat. Dar ochelarii i-au luat. Între două lumi. Sigur, ai ochiul format, potrivești unghiurile în așa fel încât să iasă în evidență
tot ceea ce este frumos, chiar dacă este vechi, după cum observăm. Și mi-am făcut, am o colecție de apusuri de soare, sunt o splendoare, colecție de nori cu diverse configurații, așa cum ale asta. Norilor, da. Am o... Ai văzut că am la 300-400 de imagini în fiecare. Ai văzut că uneori norii au profil de oameni, de uriași, de... Am vorbit de multe ori cu norii și am observat. Aici, la Carcaliu, pe deal sus, am avut eu o lucrare. Carcaliu mă țin. Județul Tulcea, aici în curtea mănăstirii, în curtea de Argeș. Deci un om pasionat de profesia lui și, în plus, un fin observator al naturii. Aici, într-o dimineață, cu ceață la Salonta. Al omului de lângă el. Eu mi-am făcut o obicei, dacă am văzut ceva, am oprit mașina, am tras pe dreapta și am făcut un tur și mi-am făcut... Bine că nu trag numai o singură imagine, trag. Pentru că în tine, în venele tale trăiesc aceste imagini, este viață. Când am fost de peisajele alea de toamnă frumoase, am trecut pe lângă o gospodărie și... Gospodăria românească cu tot ceea ce are ea, cu găinile ei, cu căruțele și noroaiele ei, cu lanțurile, lemnele, bârnele, stâlpii din lemn, cu iarba. Aici, nu știu dacă ați fost în curtea de Argeș, spre Bioproteine, era cale ferată cu satelul. Care era o fabrică deosebită. Da, și porțelanul și unde IF2. Se produceau proteine, erau între Japonia, japonezii veneau la noi, da, făceau naveta de la București, așa este. N-am văzut niciodată această scară. Știu unde este Bioproteine, am fost să iau, să mătur acolo, să iau niște gunoi de ăsta de oi. Aici e tot Traian Duță. Fotograf, surprins de fotograf. Nu, e pictor. Pictor surprins de fotograf. El are făcut pictura din fața muzeului. Pictura din fața muzeului, da? Imediat o să ajungem. Au terminat-o. Au amplasat un bancomat ăsta pentru parcare și a luat fața. Bine că dacă trebuie la un moment dat e ca suport al... Aici am încercat să le laminez. Deci pot să spun că un neprofesionist, da, gândește mult mai profund decât un profesionist oficial și care ar putea să încadreze cu totul altfel astfel de bancomat. Aici eram la... Să le luăm pe rând și pe acestea, da, imaginile, care sunt excepționale. Nu mai trăiesc aici, la Dumbrăvița de Codru făceam un rezervor de asta de apă și aveam o echipă aici și una la Berința, făceam naveta între ele și băieții erau din Negreștoași, din Oaș. Vreau să spun că foarte mulți nici n-au auzit de animale care acum nu mai sunt, da? Să sperăm că aici la Baltal, unde a fost poza asta, într-o seară așa mai... Ce pictură de nori pe cerul românesc! Și aici, pur și simplu, un drum care era balta asta unde se oglindea. O baltă cu mormoloci, cu pești, cu atâta istorie în ea, da? Poate că are și nămol, dar nu știm noi. Da, decât aici, dacă nămol negru, aici, la asta mă gândeam. Iată natura înverzită, împletită, pieptănată de vânt în stânga și în dreapta. Cum dorim noi să ne gândim la ea, îmbrățișată de bunul Dumnezeu și de ochiul artistului, ochiul, sufletul artistului. Spuneam despre animale, aceasta este o vacă. Poate că nici asta nu va mai fi în viitor, așa cum nu mai sunt boii pe care eu i-am prins la căruță. Tata mare avea boi, da?
Așa cum nu mai sunt multe animale, nici măcar nu mai vorbim despre ele. Satele s-au depopulat. Asta e tristețe. Ideea este, pe care am avut-o într-una dintre emisiuni cu Călin Georgescu, da, să revenim la pământul strămoșesc. Pământul ăsta românesc este iubit și a fost muncit, pământul strămoșesc. Pe cine să vină aici? Alte rase? Alte pentru ce? Când este pământul nostru și noi îl iubim. Și se găsesc în și metode. În tot cazul, ca proiecte de viitor, vreau neapărat să mai fac o expoziție, dar spre toamnă, cu toți artiștii, cu artizanii care sunt în zona Argeșului. Nucșoara, Corbi, Corbeni, Valea Danului, că sunt o grămadă. Să-i prind acolo unde lucrează ei. Să imortalizez toate, să rămână în veșnicie. Aș vrea să citesc o poezie din carte, o poezie scrisă de mine. Strigăt de bucurie peste timp. Te strig din vârful muntelui. E timpul să mulgi oile, copile. Câinele alb așteaptă și el lapte proaspăt. Ca târii rumegă sătui și totuși rumegă. Iar seara răcorește tot ce spui. Acum, bătrân fiind și sănătos, mi-aduc aminte că și mama mă striga: Ioane, vine ploaia, hai la fân. O claie mare vreau să fac din caprele uscate de pe deal. Un strigăt blând pentru copil ascultător și o mamă care a fost copil și ea când unchiul mai în vârstă a strigat: Sunt nașul fericitei, dau un dar, pădurea de la tata și un fânar. Cu vocile cântate, noi trăim și respirăm prin tulnic peste munți, române din Ardeal, Moldova și Banat, Crișana, Maramureș, Basarabia și țara românească, din lumea întreagă, sfinte călător. Revin-o în casa ta ca nou popor și joacă, bate la picior pământul desfășat. Mai priceput, aduci lumină în munte cu ecou, iar amintirea vieții îți saltă înfiorând veșmintele de in albite, fluturând. Am simțit cu toții emoția pe care ne-ai transmis-o, cred că și telespectatorii, deși este altceva când ești în preajma celui care are viață și dă viață cu atâta dragoste. Mă opresc aici pentru că imaginile pe care le veți vedea sau le-ați văzut, aceste fotografii, acești oameni care există, care trăiesc lângă noi, sunt variantele noastre. Toate ființele pe care le vedem sau nu le vedem, în apă, în copaci, în trunchiurile copacilor, în iarbă, în pământul fisurat sau crăpat, toate aceste ființe sunt creația unui Dumnezeu care creează continuu, care creează prin oameni, așa cum este domnul Gigi Vasile, Gheorghe Vasile, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru prezența sa astăzi. Rămânem cu florile sufletului, cu esența divină pe care ne-a prezentat-o Gigi Vasile. Și dacă ne mai reîntâlnim și altă dată, poate vara, gătim într-un ceaun sau într-un o mămăligă mare pe care să o împărțim, să o vedem galben, portocalie ca și soarele, să ne bucurăm și să cântăm împreună și să alergăm haihui pe acolo, prin zonele acelea pe unde ne-om afla. Cu mare bucurie primim astăzi
libertatea de a fi români și libertatea de a trăi mult mai mult decât au trăit strămoșii noștri. Durata vieții crește și crește odată cu credința noastră atunci când mintea acceptă că suntem creatori, că suntem creatori ca și Dumnezeu, că avem această posibilitate de a prezenta ce este frumos sau ce este normal, ce este natural. Până la urmă, totul este frumos. Să recunoaștem. Aceștia suntem noi. Aceștia suntem noi, cei de acum, care trăim în aceste vremuri, în aceste veacuri. Mulțumim! Mulțumim, drag copil Gigi Vasile! Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să... împărtășesc din ce am făcut și eu. Și această poză este de la cetatea din Saschiz. Nu știu dacă... Nu am vizitat-o. Am văzut-o din 1 martie, că eram în zona respectivă. Aici e Saschizul și în spate era o râpă, cred că avea peste 100 de metri. Era pur și simplu asta. Și avea tunel din interiorul lui, care ieșea undeva la vreo 10 km de... Deci sunt foarte multe tuneluri în țara noastră, din munte în munte. Era pentru, a fost cetate de apărare. A fost cetate aici, da. Și unde am stat și noi acolo, aveau tipii strânse tot felul de unelte și vechi de la cetățenii. De la strămoșii lor, nu? De la rudele lor. Și... Doamne, cât de frumoase, ce ziduri groase! Maestru la construcția barajului de la Vidraru. Extraordinar! Ziduri groase, asemănătoare mănăstirilor, lespezi puse peste lespezi și vedeți partea asta circulară de deasupra, extraordinară. Deci erau niște meșteri deosebiți și învățau meseria de la unul la celălalt. În tot cazul s-a urcat destul de greu și din... În zona de nord a țării, am fost la această cetate. Pătrumul Brașov-Sighișoara. Brașov-Sighișoara. Da. Cu 30 de kilometri înainte de Sighișoara, undeva pe partea stângă. Nu se prea vede din drumul principal, că sunt construcțiile astea sești, obligatorii cum sunt ele făcute, numai dacă treci de ziduri dincolo să... Că merg în expediții. Noi, cum să zic, o vedeam în fiecare dimineață, că aveam camera unde eram cazați, era cu spre cetatea acolo. Și mă zic, dacă toți suntem, hai să mergem să o vedem, să o vizităm. Cum prindeam o fereastră liberă, exact ce am zis, îmi făceam timp pentru... Și îi luam și pe băieți. Unii din ei au înțeles, unii n-au înțeles, unii au mai făcut și alte lucruri. Știi, fiecare are pasul lui. Din ce an ne cunoaștem noi? Ține tu minte, că eu nu mai știu. Din 1974. Dacă n-am venit în curte, dar... Este meritul tău că am foarte multe fotografii pe care mi le-ai făcut în curtea de Argeș. Nu le-am găsit acum. Unele în costum național. Îmi place foarte mult să mă îmbrac în costum național. Nu le mai am pe cele de acasă, vechi. Bine, atunci eram mai... nu durdulie, nu, aveam obraj, aveam mâinile mai groase, eram mai sportivă. Copii. Și acum sunt sportivă și vreau să ajung în aceste zone, pentru că sunt obișnuită cu expedițiile din clasa a treia. Mulțumim, domnule expediționar, mulțumim, suflete de aur, mulțumim, esență a lui Dumnezeu. Și eu mulțumesc pentru efort. Mulțumim, mulțumesc foarte pentru... mult. Și te mai așteptăm în emisiunile noastre, pentru că aceste imagini pur și simplu ne întineresc. Vă mulțumim, dragi spectatori. Cred că generația care are acum Curtea de Argeș în jur de 40-44 de ani, pozele de când erau copii au fost făcute majoritatea de mine. Da, Didi Dumitrescu la expoziție când a venit cu câteva poze, zice, uite, astea, zice, mi-aduc aminte când eram în Curtea Mănăstirii cu mama și cu tata.
Și zice, mi-aduc aminte de ele. Și zice, mulți din generația mea mi-au spus de pozele făcute. Așa este. Am făcut, am avut... Ai har. Da. Da? Acum singura chestie care abia am început și eu să lucrez mai bine pe calculator, să editez pe calculator, a fost cam greu că la bătrânețe, la 17 ani, așa îmi place mie să zic. La mulți ani, cu sănătate și să dea Dumnezeu să întinerească toate celulele, așa cum îmi place să spun și chiar așa și cred că este, pentru că trăim vremuri extraordinare. La 90 de ani avea o vitalitate și în câteva luni s-a... nu mai ținea minte, nu mai e săracul de el. A fost până în pădure, s-a rătăcit, a venit după câteva zile și după n-a mai... Da, depindem de programele pe care ni le-am ales, atâta cât... Pe... La calculator îi simți, un hard îi simți, cartela îi simți, nu știu ce, dar la... la om e mai greu să... Hai să ne programăm, haide să ne programăm împreună, da? Ca odată cu aceste vremuri, când vin de energii extraordinar de puternice, să primim schimbarea ADN-ului în cele mai mari viteze, în cele mai înalte octave, să fie vindecate toate problemele pe care le are fiecare. Este o sugestie, fiecare alege ceea ce eu sugestionez și vom primi. Primim și mulțumim. Și mulțumim și pentru această zi. Minuni vor urma, minuni și bucurii care se vor repeta mereu.